Perioada de susținere a probelor de evaluare a competențelor pentru prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2024 s-a încheiat. Programata se desfășura între 17 și 27 iunie, acestea nu au dat prea mari bătăi de cap absolvenților de clasa a 12-a. Emoțiile abia acum încep, mai exact de pe 1 iulie, când vor susține prima probă scrisă a examenului maturității. Potrivit calendarului, probele scrise din sesiunea iunie-iulie 2024 încep luni 1 iulie, iar prima materie este limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului este programată marți 2 iulie, fiind urmată joi 4 iulie de proba la alegerea profilului și specializării. Proba la limba și literatura maternă se va desfășura vineri 5 iulie. La Câmpul Lung sunt două centre de examen, unul la Liceul Tehnologic Auto Câmpul Lung, unde vor susține examenul de bacalaureat proprii absolvenți, dar și cei de la Seminarul Teologic Ortodox Iustin Patriarhul, cei de la Liceul cu Program Sportiv Câmpul Lung, de la Colegiul Tehnic Câmpul Lung și de la Liceul Teoretic Dan Barbilian. Al doilea centru de examen va fi la Colegiul Național din Nicu Golescu. Aici sunt repartizați elevi de la Liceul Tehnologic Victor Slăvescu din Rucăr, Colegiul Național Pedagogic Carol I și, desigur, proprii absolvenți. La această sesiune de bacalaureat se vor prezenta atât elevi din anul curent, cât și din generațiile anterioare. Avem niște date, 4.397 de elevi s-au înscris la bacalaureat. Din seria curentă avem 3.939, din seria anterioară un număr de 458. Dar experiența ne-a învățat că și din seria curentă, din diverse motive, dar mai ales din seria anterioare sau din seriile anterioare ale elevilor care nu au obținut bacalaureatul până acum, ori să înregistrăm absenții, data o să o vedem încă de luni din prima zi de probă scrisă la limba română. Oricum, 4.397 de 4.400 de elevi înseamnă o desfășurare de forțe în sunt 15 centre de examen în care acești copii vor da în săl de clasă, în aceste centre vor da examenul propriu. Este impresionant și implicit și volumul de muncă este foarte mare. Nu putem decât să vă ținem pumnii, să vă urăm mult succes, ca totul să decurgă cât se poate de normal. Mulțumesc frumos și eu le țin pumnii strâng lor să fie că toată această organizare și desfășurare de forțe este pentru ei, pentru copii, pentru a-și putea desăvârși cumva studiile prin obținerea unei diplome și o diplomă importantă, zic eu, diploma de bacalaureat. Le urez tuturor mult succes! După această săptămână de foc urmează afișarea primelor rezultate, care va avea loc în data de 8 iulie, și tot în această zi se pot depune contestații în intervalul orar 12-18. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 12 iulie. Un candidat va fi declarat promovat la examenul național de bacalaureat dacă va îndeplini cumulativ următoarele condiții. A susținut probele de evaluare a competențelor, a susținut toate probele scrise și a fost notat cu minim 5 la fiecare dintre acestea, obținând în final cel puțin media 6 la probele scrise.